Ziua Europeană a numărului de urgență 112 marcat în fiecare an la data de 11 februarie. Anul trecut, operatorii Serviciului de Telecomunicații Speciale au preluat peste 10 milioane de apeluri la nivel național. Aproape 24.400 dintre acestea au fost într-o limbă străină, cu 16% mai multe față de anul 2021. Cea mai semnificativă creștere în ceea ce privește apelurile la 112 într-o altă limbă decât cea română s-a înregistrat în cazul apelurilor procesate în limbile ucraineană și rusă. Din totalul telefoanelor recepționate de către operatori puțin peste jumătate au reprezentat urgențe în adevăratul sens al cuvântului. Cele mai multe cazuri au fost solicitări pentru ambulanță, urmate de cele pentru poliție, pentru Isus Murd, pentru jandarmerie și pentru celelalte agenții. Diferența de 4 milioane de apeluri au fost non-urgente. Ce înseamnă non-urgente? Au fost persoane care au sunat la 112 să se intereseze despre starea vremii sau despre mersul trenurilor, să facă comenzi de mâncare sau să comande taxiuri. Pe primele locuri în privința numărului de cazuri de urgență s-au aflat București, Ilfov, Alba și Cluj. Numărul de urgență 112 este unic pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și poate fi apelat pentru a solicita ajutorul agențiilor specializate de intervenție, ambulanță, pompier, poliție și jandarmerie. În România, același număr poate fi apelat și pentru serviciul Salvamont.